Albert Elmien și Petre Ștefan au tras publicul din festival către scena principală. Tot acolo a răsunat și hitul anului 2012. Extraordinar, copiii au energia aia maximă, fix în perioada când timosul, voința, energia vitală e la punctul forte, știi? Și e mișto schimbul de energie, foarte mișto. Cerebel a făcut publicul să vibreze și să cânte într-un singur glas. Ce se întâmplă în România la Beach Please este unic. Europa, nu știu, cred că și în lume, cumva e un festival incredibil. Iar oamenii ăștia din față sunt de o energie, nu știu, parcă nu se termină niciodată, sunt extraordinari. Makanake, Solomon și Rava au întreținut atmosfera de petrecere, însă cel mai așteptat artist a fost rapperul It, care are origini românești. În timpul concertului său, publicul s-a bucurat de un foc de artificii. Zeci de mii de tineri s-au înghesuit în fața scenei principale pe parcursul serii, iar unii s-au confruntat cu stări de rău. Din cauza căldurii și a faptului că s-au deshidratat, foarte mulți tineri au avut nevoie de ajutor, au fost scoși din mulțime și au primit asistență de la echipajele SMURD. Organizatorii au pus la dispoziția publicului două zone din care tinerii puteau bea apă.